Astăzi o să vă povestesc o carte care se numește Copiii spun, emoțiile sunt bune, de Virgil Ianțu. În această carte este vorba despre o fetiță care avea serbare. Când s-a uitat în oglindă, când s-a uitat la portretul ei care era pe perete, a văzut că portretul nu mai zâmbea așa cum zâmbea ea. Și portretul îi spuse: cum de ești așa de veselă? Azi ai serbare, ai repetat bine cântecul, dacă o să te încurci. Dar fetița nu-și pierdu cumpătul, spuse calm. Normal că mi-am repetat cântecul. Stai liniștit, portretule, eu o să apar bine pe scenă. Apoi fetița se duse la baie. Când se pieptănă, văzu că fata din oglindă nu zâmbea pe cum zâmbea ea. Fata din oglindă îi spuse: sigur, ai uitat, azi ai serbare. Sigur, ai repetat tot, dacă o să uiți refrenul. Dar fata zise și de data aceasta calmă: normal că mi-am repetat refrenul. Nu o să mă încurc, o să apar bine pe scenă. Apoi luăm micul dejun cu mama și cu tata. Mama o duse la serbare. Acolo ea se întâlni cu un băiat care îi spuse: tu nu ești emoționată? Eu da. Normal că sunt și eu emoționată, îi răspunse fata. Numai că emoțiile sunt bune. Ele fac parte din natură. Când veni rândul ei să urce pe scenă, fetița se uită la părinți. Toți păreau niște iepurași care așteptau mângâiați. Așa că începu să-i mângâie. Cântă. Cântecul ei era lung, iar la sfârșit toți se aplaudară. Emoțiile sunt bune, deci. Să nu vă îndoiți de ce spune titlul. Virgil Ianțu este un autor foarte bun. V-aș recomanda niște cărți ale lui. Dacă doriți să luați carte, intrați pe editura Panda. Dacă doriți și videoclipul, după cum știți, poți de citit.